Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În această seară, alături de noi, este domnul Dănuț Bădău, primarul orașului Pucioasa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! O să începem abrupt, și anume cu proiectele care sunt acum în implementare în orașul Pucioasa. Trecem în revistă și ceea ce intenționați să faceți din 2016 încolo în materie de proiecte edilitare, dar vom vorbi și despre politică, pentru că nu mai este chiar foarte mult până va trebui să vă decideți dacă veți candida sub ce siglă, era să zic sub ce steag, Mergeți. și ce intenții politice aveți. Așadar, foarte repede, proiectele. Ar fi bine să trecem foarte repede peste La ele, politică, da. dar în mod practic, proiectele încă se derulează cu greu la noi. De fapt, am văzut că e o chestie generală, în toată țara sunt probleme. Mai ales că am înțeles că circa 7 miliarde de euro nu vor fi absorbiți din fondurile europene, având în vedere tocmai că nu vor putea fi finalizate proiectele care se află în curs de implementare. La Cum s-a ajuns Pucioasa aici, la Pucioasa? Și care sunt proiectele cu risc? câteva proiecte pe care noi sperăm să le finalizăm în proporție de 90 și ceva la sută. Și este vorba de principalul proiect care se desfășoară acum cu privire la modernizarea străzilor în orașul Pucioasa pe program operațional regional. Axa cu privire la dezvoltarea durabilă a turismului în orașul Pucioasa. Și avem 22 de kilometri de străzi de asfaltat, de modernizat și două poduri pe două benzi. Din discuția avută cu constructorul, a reieșit faptul că drumurile s-ar putea să fie rezolvate în proporție de 100%, rămânând de finalizat un pod care abia acum lucrăm la el. Însă și aici noi sperăm că în proporție de aproape 95%, să zic eu și De eu, ce nu 100%? s-ar putea finaliza în sensul că vom achiziționa înainte de sfârșitul anului toate materialele necesare pentru confecționarea lui, rămânând doar o parte din manoperă să o achităm anul viitor. În calculele noastre, undeva e posibil la circa 2 miliarde de lei bani vechi să nu reușim să finalizăm. Însă, noi totuși sperăm că prin mobilizarea pe care o mai poate face constructorul până la sfârșitul anului, este posibil să apropiem mult mai mult și acest proiect. Însă, la acest proiect au apărut unele chestiuni suplimentare pe parcursul desfășurării. Și avem în licitație la momentul acesta un act adițional la contract, bineînțeles, din sursa de finanțare fiind în principal economiile de la contractul de finanțare cu fonduri europene. Și acest act adițional se ridică undeva la circa 40 de miliarde de lei Pe bani străzi? vechi. Pe străzi, da. S-a modificat bugetul, înțeleg, sau cum? Nu, aveam o economie rezultată din jocul licitației. Am Adică înțeles. aveam un contract de finanțare de circa 9 milioane de euro și S-a s-a licitat mai câștigat cu puțin. mai puțin. Și deci această economie poate fi utilizată, bineînțeles, respectând regulile și indicațiile românești în materia aceasta de achiziții. Este într-adevăr o situație cumva neplăcută, în sensul că a venit sezonul rece și sunt lucrări care normal se desfășoară destul de Când a greu început acest proiect? în această perioadă. Vreau să vă spun că, înainte de răspunsul la întrebarea dumneavoastră, să vă spun că am început să lucrăm la acest act adițional de aproape un an de zile. Atâta birocrație există încă în România că nu am reușit într-un termen mult mai scurt, așa cum ne impusesem noi, să o rezolvăm.
Deci, la momentul acesta, ne aflăm în licitație. Proiectul a început în toamna anului, acum 2 ani de zile. Da, de ce e atât de mult 2013, avizarea acestui act adițional? Care e problema? Au fost tot felul de situații, o serie întreagă de vizite la fața locului, întâlniri la nivel ministerial. Cu toate că la nivel ministerial am rezolvat lucrurile foarte rapid, însă, să zic așa, mai repede, pe zona locală a ADR-ului nu am reușit să demarăm mai repede lucrurile. Bineînțeles, unele chestiuni derivă din însăși procedură. Da, dar lucrările... Trebuie să făcute o serie întreagă de documente pe care trebuie să le punem la dosar. Lucrările nu pot continua fără deci lucrările această vor continua, documentație. Sper, dacă nu vor fi probleme cu licitația, vor putea continua până la sfârșitul anului, atâta timp cât vremea este, să zicem, rezonabilă de frig afară, să constructorul este totuși peste 0 grade. Încasează banii. Sigur că banii nu e problema de bani, pentru că banii îi avem. Dar e problema la constructor. Dar va rămâne această lucrare de finalizat anul viitor. Cât la sută vezi? E vorba de o porțiune, în principal aici avem acest act adițional, pe pârâul Bizidel, care la un moment dat, anul trecut, venind foarte mare, a rupt o porțiune din drumul pe care îl preconizăm noi să-l modernizăm, să-l asfaltăm. Și până acum, pe această porțiune trebuie realizat o consolidare. Până acum, cât la sută din proiect e realizat? Păi, eu cred că în proporție de circa 90%. Mai avem de asfaltat circa 5 km de drum. De realizat o consolidare pe Bizidel, care era prevăzută de 100 de metri, și podul. Diferența la cât s-a ridicat în bani, nu în procente? Diferența pe care bănuiesc că ar trebui să o suportați din bugetul local. N-am la îndemână acum. A, din bugetul local pentru anul viitor. S-ar putea să fie în jur de 20-30 de miliarde de lei bani vechi. Și aveți de unde? Trebuie să-i găsim. Dacă nu, ne împrumutați? Bineînțeles că da. Aveți un grad de îndatorare care să vă permită asta? Da. Deci ne putem împrumuta fără probleme. Mă gândesc că poate găsi și o dobândă. Eu sper totuși că Guvernul României, sunt de discuții la nivelul acesta, să găsească sumele de bani necesare pentru acoperirea acestor lucrări, pentru că să fim totuși serioși. Unii dintre noi am început implementarea acestor proiecte destul de târziu. N-am avut același beneficiu, să zic, ca și alții, să înceapă de acum câțiva ani de zile și care nici ei nu l-au finalizat. Deci sunt tot felul de chestiuni care cumva ne-au și încurcat. În afară de, eu știu, probleme care le-am avut cu constructorii, care nu întotdeauna s-au mobilizat pe timpul cât să și putea lucra, să se facă și lucruri foarte bune. Oricum, acum, iarăși, nu pot să nec faptul că și noi, într-o anumită măsură, am întârziat cu anumite chestiuni. A fost nevoie să facem branșamente la apă. Au mai venit cei de la gaze să mai introducă o conductă. Au mai venit alte utilități de rezolvat în această perioadă foarte rapid și ne-a încurcat într-o anumită măsură. Totuși, noi am avut front de lucru pe care se putea lucra și la momentul ăsta, zic eu, ar fi trebuit totuși să fie terminate străzile. Însă am avut în vedere și acest act adițional. Pentru că pe actul adițional avem, de exemplu, de făcut și șanțuri. Și atunci am spus, domnule, întâi să facem șanțurile și apoi să facem modernizarea drumului. Dar nu mai este timp și atunci vom finaliza proiectul inițial așa cum a fost el prevăzut și actul adițional va fi pus ulterior în practică. Bun. Alte proiecte? Școala? Școala 4, dacă nu mă știu. Alte proiecte și apoi școala. Și apoi școala. Cum ziceți? Deci alte proiecte, avem finalizată stația de iepurare și deja chiar asta s-a discutat să se înceapă și demolarea celei vechi, a unei părți din cele vechi, pentru că în sfârșit acolo e o poveste întreagă, mai este încă o stație de iepurare care n-a fost finalizată în termenul prevăzut și aceea va trebui să o demolăm noi cu forțe proprii, să zic, sau în sfârșit cu fonduri atrase, că nu o să avem posibilitățile locale de finanțare.
Deci, pe asta e pe post mediu. S-a finalizat, cred că în proporție de aproape 100%, în sfârșit acum se montează ultimele stații de pompare, de, și pe, tot pe post mediu, pe canalizare. Pe CNI, canalizare și apă, este finalizat, să zic, iarăși, cam un procent de 98%. Aș putea spune, chiar e terminat proiectul, pentru că, în principal, partea nerealizată a fost aceasta pe drumul național și deja s-au făcut legăturile pe canalizare. Urmând să se, zilele acestea, urmând să refacă carosabilul. Când? Deci termenul, ultimul termen pe care l-a dat Compania Națională de Investiții pentru această operațiune este 30 octombrie. Deci până la sfârșitul lunii acesteia ei trebuie să și asfalteze această porțiune. Mai vor sunt două săptămâni. Că... Da. Mai sunt probleme, nu știu dacă ați observat că știu că circulați, pe o porțiune din canalizarea sau tronsoare de drum pe care a fost realizată canalizarea, deja s-a lăsat și să vedem în ce măsură va interveni constructorul să finalizeze și acolo, pentru că va avea o problemă la recepție. Să sperăm că va fi gata segmentul acesta de drum, pentru că se circulă extrem de greu. Pentru că această porțiune de drum a creat multe probleme traficului. Mai ales că e de mult timp în lucru. Sigur, e de 3 ani de zile aici început. Și aici e o poveste întreagă. Probabil că am să stau când am timp faceți să fiu o carte prin câte probleme am trecut cu aceste proiecte. Da, dar ne permis de mult că toate, durează. Mai ales că vorbim de un drum toate național. Toate loviturile le-am primit eu și în picioare și în genunchi și pe jos când am fost. Dar asta e viața. Când ești primar trebuie să îți asumi și lucrurile mai puțin plăcute sau și poate culpa altora. Va fi gata pe 30 octombrie? Eu sper că da, nu pot să vă spun că va fi gata, pentru că nu sunt proprietarul firmei de construcții. Deci firma de construcții este și în o fază de reorganizare, are destule probleme. Noi ce am putut să-i determinăm să ține cât de cât drumul sub o anumită formă. Da, puteți să-i notificați într-un fel, puteți să-i impulsionați într-un fel. Sunt notificați și paranotificați. Dar nu avem probleme. Nu putem să le dăm nici amenzi, pentru că e drum național și nu intră în competența locală. Intră în competența poliției. Cine e beneficiar? Beneficiarul final e orașul Buceasa. Păi, ca beneficiar, măcar? Păi sunt eu o ciudățenie, să știți. Sunt de beneficiarul final, dar nu suntem parte în contract. A, minunat. Contractul, în parte în contract, este Compania Națională de Investiții, deci compania Ministerului, de Ministerul Dezvoltării și constructorul. Și dumneavoastră și noi doar beneficiați. Cu gura mare, cum să spune, știți, cu notificări, cu scandal și, bineînțeles, cu pietrele luate în spinare. Cine devine, domnule primar? Cine devine oamenilor? Cine devine pentru situațiile astea? Constructorul că se mișcă greu, că nu are oameni cu care a promis că va veni la lucru, că nu are utilaje, că întâmpină tot felul de dificultăți, reorganizări și paraorganizări. Sau autoritățile locale, că nu impulsionează, nu găsesc mijloacele necesare să o facă, sau habar n-am cine? Autoritățile publice locale nu cred că ar putea să aibă o vină da, majoră. Sunt ședințe, în toată această operativă. Sigur că da. Deci toată această combinație, tot acest proces, nu cred că autoritățile locale sunt cele care ar putea o anumită vină pe întârzierea constructorilor sau pe alte situații de nu știu care gen. Pentru că fiecare autoritate publică locală își dorește să finalizeze cât mai repede și cât mai bine aceste proiecte. Sigur, are o anumită vină, v-am spus, și autoritatea locală, nu știu, nu s-a prevăzut un anume lucru, nu s-a întâmplat, s-a întâmplat o altă chestiune. Așa cum am explicat, au venit gazele la Pucioasa, și ne-au cerut să înlocuiască anumite conducte pe tronsoanele de drum pe care noi am și lucrat sau încă lucram. Deci ne-a creat destule probleme. Nu puteam să nu fiu de acord să introducă conducta de gaz, pentru că mi-a asumat cealaltă responsabilitate. Se întâmpla ceva cu gazul pe tronsonul respectiv, era de vină primarul că nu a fost de acord. Deci toate lucrurile astea trebuie să armonizate. Mai mult de atâta, poate fi o anumită vină, dacă vreți să căutăm vinovații aici,
în greutatea armonizării proiectelor, pentru că la Puceasa am avut circa 5 proiecte care s-au desfășurat în același timp și toate pe infrastructură. Ori e foarte greu să îi pui de acord pe un constructor cu celălalt. Deci nu îl întreabă, domnule, eu am deturnat asfaltul în asfalt, celălalt cu canalizare și domnule, ne-a stupi căminul de vizitare. Face, n-am treabă, la mine nu scrie. Sau, sunt tot felul de chestiuni care apar sau au apărut neprevăzute în acest... Dar totuși trebuie să... Da, nu coordonează cineva... Să spună că... În principal, problemele sunt sau au fost la constructori. Lucrul acesta nu se întâmplă numai la Pucioasa, ci se întâmplă în toată țara. Deci, întâmplându-se acest lucru în toată țara, înseamnă că e o cauză generală. Se întâmplă cumva și din cauza acelei condiții de preț cel mai mic? Sigur că da. Sigur că da, pentru că, vedeți, mulți ajung în faliment. În loc să câștige o sumă de bani care să-i permită constructorului să se dezvolte, să-și asigure salariile, să aibă un anume profit, ei ușor, sau poate și din alte motive, nu știu, dau faliment. Sunt constructori care se vaidă că nu și-au primit banii de la primările pentru care au lucrat. E o chestiune care trebuie foarte bine analizată la nivel guvernamental. Sunt situații urâte de tot, la momentul ăsta că iar o am la Pucioasa, cu constructorul de la școala 4 care a cesionat creanța către doi subcontractanți și el are probleme financiare. Deci ești obligat să noi să plătim întâi statului pentru datoriile pe care le are constructorul și apoi să putem achita sumele de bani către subcontractanții săi. Ceea ce e o chestiune foarte, foarte gravă. Adică îl băgăm pe acela în faliment, constructorul 1, principal titularul contractului, da. Oricum se va duce probabil în faliment, care o sumă, în câte știu, foarte mare de achitat, sau bănuiesc că se va duce, dacă nu are așa alte venituri. Neachitând subcontratanții acestuia, îi duci și pe aceștia în faliment. Deci o chestiune foarte urâtă, pe lucru pe care o să-l susțin cât de curând la nivel ministerial pentru modificarea legislației, ca în situații de genul acesta, și ajungem unde ajungem? Ajungem să nu să terminăm lucrările pe fonduri europene, ajungem să nu absorbim fondurile europene. Să fie și atunci nu se pun, într-o situație delicată. Nu e deloc normal această procedură de plată. O să cer chiar scris ministerului să găsească altă formulă. Ar trebui să prevaleze calitatea, bonitatea, dotările firmei respective, resursele umane pe care le are și abia pe urmă să fie luată în seamă ca și condiție prețul cel mai mic? Evident. Sau evident. Trebuie numai găsit un echilibru? Numai că toate aceste chestiuni conduc la o situație... deranjant așa la licitație, pentru că toate alte criterii pe care le-am pune pentru o ofertă cea mai bună din punct de vedere economic conduc către o situație în care spune că se fac aranjamente, că n-ai punctat bine sau în sfârșit. Ori această procedură de licitație prin oferta cea mai mică este cea mai simplă, sigură, cumva. Și sigură într-un fel că nu ai probleme chiar de contestație. Da, iată care sunt urmările. Urmările, clar, sunt unele neplăcute. Cred că și legislativ ar trebui intervenit aici, pentru că le se permite constructorilor să vină, chiar dacă nu are, eu știu, utilajele necesare în dotare, vine cu o închiriere sau, da, eu știu, alte situații de la alții constructori și acoperă toată această parte de documentație. Bine, vine dacă găsește, că s-ar putea să nici nu găsească utilajele necesare și atunci se ajunge într-un impas. E o problemă care nu știu cum va fi rezolvată. Bun. Eu totuși consider că ar fi necesar să avem curajul de a face atribuiri directe de până la 5 milioane de euro, așa cum se face în Europa. Și fiecare să-și asume riscurile de rigoare, bineînțeles, elaborând și costuri standard în care să nu se poată ieși. Ținând cont de năravul... Atunci lucrurile
Oricum răspuns, da? Da. Oricum da. Răspuns și până la urmă tot felul de chestiuni se discută. Știți și cum se e, că la... în dar... general primarii sau oricine și din altceva. Autoritățile locale au prieteni, vin altă, firmele de casă altă, și... O altă situație ar putea fi rezolvată, dar nu știu în ce măsură va putea să facă la... Se pot face licitații la nivel ministerial sau fără să mai se implice cineva pe acest lucru. Autoritățile deci, locale. O autoritate specializată pe acest lucru și să rezolvă problema și din punctul ăsta de vedere, eu cred, destul de simplu. Da, dar până nu, știu eu, favorizăm așa o firmă ai cărui patron deci, sau patroni. Aici e o problemă care sunt mai trebuie gândită foarte bine pentru că bine, acum nu cred, ce să-i faci. Da, nu cred că această condiție cu prețul cel mai mic nu lasă portițe pe aici pe acolo. Păi prețul, această condiție de prețul cel mai mic creează mari probleme pentru că creează probleme, se bat dar între constructorii și sunt unii care dau prețuri foarte mici și se gândește că ulterior pe parcursul implementării va găsi el posibilitatea de a își maximiza profitul din alte situații. Mai facem niște acte adiționale. Și uitați, câteodată nu pot să o mai facă. Și atunci apar problemele astea. Da, apar stopările acestea de proiect. Așa? Bun. Și pot să vă explic mai mult că bănuiesc că înțelege toată lumea. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente.